Pentru prima dată la aceste alegeri, Autoritatea Electorală Permanentă folosește un soft special pentru a evita orice suspiciune de fraudă. Toate secțiile de votare vor fi informatizate cu ajutorul unui soft special, creat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va fi instalat pe o tabletă și va scana buletinul sau cartea de identitate a alegătorului. Legea este modificată față de legile anterioare și prevede aceasta este noutatea. Oamenii să nu se sperie pentru că nu se întâmplă nimic, adică buletinul trebuie să-l predea așa cum îl predă la orice altă autoritate din statul român, îl prezintă, nu îi se întâmplă nimic, acel CNP nu îl ia nimeni și nu o să-l trimită nu știu unde, adică nu îi se întâmplă nimic rău. CNP-ul lor de altfel se găsește pe lista electorală permanentă și deci dacă ar vrea cineva să-l ia, poate să-l ia de acolo, dar nu au de ce să facă asta pentru că n-au ce să facă cu acel CNP sau cu alte date personale. Așa va exista garanția că fiecare persoană votează o singură dată. Pentru evitarea fraudei, clar. Dar toate CNP-urile sunt trecute în sistemul acesta informatic, toate care sunt cuprinse în lista electorală permanentă. Deci la fiecare secție de votare este o listă electorală permanentă. Aceste CNP-uri și toate datele de acolo sunt introduse într-un sistem informatic numit așa zis registru electoral. Deci nu e nicio chestie nouă, CNP-urile lor sunt, de fapt, există în prezent la autoritățile de stat care le-au și emis. Alegătorul nu și-a ales el un CNP-ul, ci el, ca oricare dintre noi, avem un CNP pe cartea de identitate pe care ne l-a dat o autoritate a statului român. Și autoritățile au aceste CNP-uri, le-au introdus în sistemul informatic pentru a evita frauda. Alegătorul nu mai poate să voteze la două secții de votare sau la mai multe, pentru că automat din sistemul informatic rezultă acest lucru. De asemenea, AEP va pune la dispoziția românilor date în timp real cu privire la prezența la vot în toate secțiile de votare din România. O altă noutate a acestor alegeri este că președinții de consilii județene vor fi aleși indirect din rândul consilierilor județeni, nu uninominal, direct ca la scrutinele anterioare.